Peste 160.000 de mașini noi au fost cumpărate anul trecut de români, în timp ce numărul mașinilor rulate a fost de 444.000. Vechimea medie a întregului număr de autoturisme cumpărate de români în 2019 a fost de 8 ani și 3 luni. În plan teritorial s-a observat că bucureștenii și-au permis să cumpere mașini relativ mai noi, cu o vechime medie de 8 ani și 3 luni. La polul opus, cei din Mehedinți și-au achiziționat autoturismele cu o vechime medie de 13 ani și 2 luni. În 2019, ieșenii au cumpărat mașini cu o vechime medie de 10 ani și 8 luni, adică rulate mai mult față de clujeni, care au avut o medie de 10 ani și 2 luni. În Moldova, cei din Suceava, Botoșani și Vaslui și-au permis mașini mai vechi de 12 ani.